Domnule Orban, mai sunt câteva zile până începe oficial campania electorală. Traversăm o perioadă tensionată. Aveți emoții pentru perioada de dinainte de alegeri? Nu. Sigur că sunt teme pe agenda zilei, cum e remanierea guvernamentală, tentativa lor de a modifica codul penal ca să-i scape pe Dragnea și pe Tăriceanu. Mai au câteva inițiative periculoase. E Belina 2 și Bădălău acum vrea să-și tragă Belina lui. Dar ne-am pregătit, ne vom opune și vom folosi toate pârghiile pe care le avem la dispoziție ca să împiedicăm intrarea în vigoare a acestor prevederi. Care este mesajul cu care merge PNL la europarlamentare? Dați-le oamenilor trei motive concrete pentru care ar trebui să vă voteze. Primul și cel mai important motiv este acela că dintre toate partidele din România, Partidul Național Liberal este partidul care este cel mai respectat, cel mai apreciat, partidul cel mai influent la nivel european și mai ales partidul care poate aduce lucruri bune pentru România, care poate să aducă beneficii pentru cetățeni. La nivel european se iau foarte multe decizii care afectează viața de zi cu zi a cetățenilor. Mai mult de 50% dintre legile care ne afectează viața la ora actuală sunt decise la nivel european și este foarte important ca România să fie reprezentată de europarlamentari influenți, europarlamentari care să fie apreciați de partenerii lor, europarlamentari care să poată să construiască, să negocieze în numele României, să construiască majorități pentru ca anumite reglementări să fie în favoarea României, să aducă beneficii pentru români. Al doilea motiv ține de politica internă, care este, după părerea mea, un motiv foarte important. Partidul Național Liberal are capacitatea de a bate PSD. Victoria Partidului Național Liberal în bătălia cu PSD va crea premizele încetării acestei guvernări toxice pentru România. Înfrângerea PSD va crea o criză gravă în PSD și în actuala coaliție, care poate să ducă chiar la căderea guvernului. Al treilea motiv este legat de programul pe care îl are Partidul Național Liberal la nivel european, care aduce foarte multe avantaje și beneficii pentru români. Preconizați un scor pentru alegerile europarlamentare? Nu fac astfel de pronosticuri. Ne propunem să facem o campanie la firul ierbii, o campanie cât mai apropiată de oameni, o campanie în cadrul căreia să ajungem în casa fiecărui român, să ne prezentăm soluțiile, proiectele și mai ales ce avantaje putem să aducem pentru români de la nivelul Uniunii Europene și în felul ăsta să obținem maximum posibil în aceste alegeri pentru Parlamentul European. Candidatul Rareș Bogdan a fost o surpriză pentru multă lume când a apărut știrea că el este primul, este cel care deschide lista PNL. Cum ați luat această decizie? Au fost și voci critice în partid înainte să fie luată decizia? Să știți că au foarte puține voci critice și Rareș Bogdan a fost primit cu foarte multă căldură și simpatie de aproape tot Partidul Național Liberal. Și de altfel, din prima zi, de când a fost desemnat candidat pe lista pentru Parlamentul European, a intrat în bătălie alături de noi, în prima linie, a participat la toate evenimentele. Este extrem de serios și implicat în susținerea acestei campanii. Revenind la campanie, ce vreau să vă întreb? Există voci critice care spun că acum PNL-ul se concentrează poate prea mult pe a ataca PSD-ul și prea puțin pe propriul program. Dar nu este adevărat. Noi am prezentat permanent soluții în toate domeniile de activitate. În zona mediului de afaceri am susținut sistematic aplicarea legii prevenției. De exemplu, legea prevenției nu este aplicată. În continuare, organele de control ale statului năvălesc peste firme, în special peste firmele românești, provoacă o agresiune sistematică asupra lor și le afectează afacerile. Ne-am bătut împotriva tuturor reglementărilor stupide pe care le-au introdus cei de la PSD pentru a apăra mediul de afaceri și pentru a apăra buna funcționare a mediului de afaceri, de la asupra impozitarea part-time-ului până la tentativa de a introduce impozit pe cifra de afaceri, dacă vă aduceți aminte. De la reglementările
extrem de negative, instabilitatea care există în materie de reglementări în domeniul fiscal, gândiți-vă că s-a modificat de 300 de ori codul fiscal, de peste 300 de ori codul fiscal în 2 ani și ceva. Practic nicio firmă nu își poate face un plan de afaceri. Am fost sistematic alături de firme, am fost alături de bănci, alături de societățile de investiții, societățile de asigurări la orice tentativă de reglementare administrativă, alături de societățile din energie, de societățile din comunicații, pentru care s-au introdus suprataxe care le-au afectat afacerile și care până la urmă au avut efecte defavorabile asupra fiecărui cetățean, pentru că toate tarifele, toate costurile au crescut și asta a scumpit viața pentru români. În domeniul educației avem proiecte foarte serioase, de la generalizarea after school-ului, relansarea învățământului tehnic și profesional, asigurarea orientării școlare în școli prin intermediul consilierilor de orientare vocațională și profesională, susținerea tuturor programelor de investiții în școală, adaptarea învățământului la realitățile economice de astăzi. La fel și în domeniul sănătății am avut inițiative, susținerea cu precăderea medicinei preventive, susținerea medicilor de familie, susținerea și a sistemului privat de furnizare de servicii medicale, fără existența niciunei discriminări în ceea ce privește angajații din mediul privat. Și aici, fiind cinstit, s-a creat o discrepanță foarte mare în sectorul public. Salariul mediu a ajuns cu aproape 60% mai mare decât salariul mediu în sectorul privat. În nicio țară din Europa nu există așa ceva. Deja e o presiune extrem de mare asupra firmelor, pentru că angajații din mediul privat încep să-și caute locuri de muncă în sectorul public sau în străinătate. Și asta creează foarte multă instabilitate în ceea ce privește forța de muncă și aici ne-am încercat să găsim niște răspunsuri ca să ajutăm firmele. Un răspuns a fost să lăsăm 20% din impozitul pe profit la dispoziția firmelor pentru a da bonificații salariale către angajații cu performanță, cu rezultat. Al doilea răspuns a fost liberalizarea accesului pe piața muncii din România pentru cetățenii non-UE, plecând de la faptul că în jurul României sunt peste 2 milioane de români care trăiesc în Basarabia, trăiesc în Bucovina de Nord, în Serbia, care ar putea foarte bine, decât să își caute locuri de muncă în altă parte, să vină să acceseze piața muncii din România și să suplinească într-un fel deficitul de forță de muncă care există pe piața muncii. Am venit cu inițiative privitor la voucherele de vacanță. Deci voucherele de vacanță se acordă în sectorul public, iar pentru angajații din mediul privat, companiile nu sunt stimulate niciun fel să acorde voucherele de vacanță. Și atunci am venit cu proiect de lege pentru asigurarea deductibilității cheltuielilor pe care le au companiile ca să acorde vouchere de vacanță, astfel încât și angajații din mediul privat să primească vouchere de vacanță fără să existe un cost suplimentar pentru companii. O mulțime, aș putea să vă vorbesc două zile despre proiectele Partidului Național Liberal. Din păcate, pe media, de multe ori inițiativele, proiectele de legi, soluțiile pe care le avem nu reușesc să treacă de barajul mediatic și din cauza asta există o percepție că noi mai mult criticăm decât să avem soluții. Avem soluții pentru fiecare problemă. Iar de multe ori însă și opoziția înseamnă soluția. Și am să vă dau exemplu. Am fost împotriva reintroducerii supraaccizei la combustibil. Păi soluția noastră este că vom desfința supraacciza la combustibil. Am fost împotriva supraimpozitării contractelor part-time. Soluția noastră este că vom desfința această supraimpozitare a contractelor part-time. Am fost împotriva naționalizării pilonului 2 de pensii. Poziția noastră este foarte clară. Vom susține dezvoltarea pilonului 2 de pensii în continuare, așa a fost cum a fost gândit prin reforma pensiilor în 2007-2008 și așa mai departe. Credeți că există o problemă de imagine sau de încredere din cauza alianței USL? Credeți că se tem oamenii că s-ar putea repeta acest scenariu? E mai mult o temă de atac din partea unor concurenți din zona opoziției. Odată cu alegerea mea ca președinte al Partidului Național Liberal, stafia USL a dispărut definitiv din casa Partidului Național Liberal. Partidul Național Liberal este cel mai puternic partid de opoziție, partidul care a creat cele mai mari probleme actualei coaliții de guvernare și este partidul care a dus toate bătăliile până la ultimele consecințe cu PSD-ul și e singura forță care poate bate PSD-ul. Acum, în campanie, care e planul? Mergeți prin țară, mergeți la televizor, care e planul de acțiune deci, pentru comunicăm un cu cetățenii pe toate canalele posibile. Sigur, prin media, atât când ni se permite, de exemplu, pe televiziune,
prin intermediul unor site-uri de știri, cum este Hot News și alte site-uri de știri, prin intermediul online-ului, comunicăm extrem de serios pe online, dar punem un mare accent pe comunicarea directă. Practic, toți oamenii importanți ai partidului, de la candidați, conducerea națională a partidului, conducerile județene, aleșii locale ai partidului, toți oamenii din conducerile locale sunt implicați într-un efort de campanie directă, care are ca obiectiv să ajungeți vorbind direct cu oamenii. Eu, de exemplu, fără să fi început oficial campania, numai în perioada pre-campanie, am întâlnit mii de oameni direct, în care am putut să discut cu ei față în față, să răspund la întrebările pe care ni le pun și să le prezint pe scurt soluțiile noastre privitoare la Parlamentul European, poziționarea PNL la nivelul Parlamentului European, dar nu numai, și pe foarte multe probleme care interesează oameni din politica internă. Sunt oamenii care nu au fost la vot la alegerile trecute, miza acestor alegeri, și cum plănuiți să-i aduceți la urne de data aceasta? Arătându-le că suntem un partid serios care acționăm pentru a pune în practică așteptările lor, care cel mai mult este așteptări normale. Oamenii nu vor minuni, nu vor peste noapte să se întâmple așa prin hocus pocus să apară soluții senzaționale. Oamenii vor o guvernare normală care să fie preocupată de rezolvarea problemelor reale pe care le are România, de la dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea economică, atragerea investițiilor, susținerea companiilor românești în dezvoltarea lor și în promovarea produselor și serviciilor pe care le furnizează pe piața europeană. Oamenii vor servicii de calitate în domeniul sanitar, servicii de sănătate de calitate cât mai aproape de nivelul european. De asemenea, vor o școală în care copiii noștri să primească toate cunoștințele și toate, să spun, tot bagajul necesar pentru a ajuta să reușească în viață. Hai să vorbim un pic și de referendumul convocat de președintele Klaus Iohannis. Ați discutat cu dânsul despre acțiuni comune în acest sens? Încă n-am stabilit. Odată cu declanșarea referendumului, e clar, președintele poate să intre în campanie. Președintele va face campanie pentru acest referendum. Partidul Național Liberal încă din primul moment a declarat susținere totală pentru acest referendum care a fost convocat de președintele României. E posibil să avem acțiuni comune și mai mult ca sigur că vom avea acțiuni comune. Dar credeți că va putea fi aplicat referendumul, având în vedere că cel mai probabil va trebui modificată Constituția ca să fie aplicat referendumul? Pentru noi, voința cetățenilor reprezintă o obligație de a transpune această voință în modificări constituționale și legislative. Dar credeți că rezultatul referendumului îl va împiedica pe, sau îl va face pe Liviu Dragnea să renunțe la modificarea legilor penale? Aici există o hotărâre a Curții Constituționale, că a existat o astfel de sesizare la Curtea Constituțională, în care Curtea Constituțională spune foarte clar că nu poți să adopți prevederi contrare voinței exprimate de cetățeni în cadrul unui referendum. Ca atare există acoperire inclusiv constituțională. Deci acest referendum poate împiedica, de exemplu, guvernarea să dea ordonanță privind amnistia și grațierea. Iar dacă ar face așa ceva, ar comite o infracțiune, pe lângă faptul că ar comite, pe lângă faptul că ar fi profund neconstituțional în conformitate cu decizia Curții Constituționale, dar oricum nu cred că vor mai îndrăzni, după ce cetățenii se vor exprima la acest referendum, să mai comită vreo agresiune împotriva unei funcționări normale a justiției. Dar, sincer, credeți că va fi Liviu Dragnea condamnat sau îl va salva partidul până la urmă? Credeți că tot ce fac PSD-iștii și ăștia de la ALDE fac numai ca să îi scape pe Dragnea și pe Tăriceanu de problemele penale și nu numai pe ei, că e vorba de mulți alții. Păi acum modifică iară codul penal, modifică definiții din legea 78/2000, modifică în codul de procedură penală termenele, vor să reducă termenele de prescripție, toate îl ajută fie pe Dragnea, fie pe Tăriceanu, depinde. Și le va ieși până la urmă? Nu cred că o să le iasă. Mihai Tudose spunea, cred că săptămâna trecută, că în această săptămână vor începe negocieri referitoare la o posibilă moțiune de cenzură. Ați discutat cu el? Negociază Tudose și Ponta, între ei negociază. Asta vreau să vă întreb. Ați avut discuții pe această temă? Nu. Credeți că ar avea șansă o moțiune de cenzură?
Cu siguranță vom depune o moțiune de cenzură până la finalul acestei sesiuni. Noi suntem concentrați în momentul de față să facem o campanie pentru europarlamentare și pentru referendum cât mai serioasă, care să ajungă la fiecare român, să convingem cât mai mulți români să participe la vot, să voteze în favoarea referendumului și în favoarea Partidului Național Liberal la aceste alegeri pentru Parlamentul European. Cea mai puternică moțiune de cenzură este înfrângerea PSD în aceste alegeri. Și ar asuma totuși PNL guvernarea cu un an înainte de alegeri? E de discutat asupra acestui subiect. Cel mai bine ar fi să ne întoarcem la popor. Actualul Parlament nu poate să... Structura actualului Parlament e rezultatul unei voințe exprimate de cetățeni în decembrie 2016. Veți vedea la aceste europarlamentare că voința cetățenilor este profund schimbată și într-un fel și Parlamentul trebuie readus în conformitate cu voința cetățenilor. Adică am prefera, dacă va fi posibil, să ajungem la o întoarcere la popor prin intermediul unor alegeri parlamentare anticipate care, practic, să legitimeze un guvern pentru 4 ani de zile. O majoritate parlamentară și un guvern pentru 4 ani de zile. Alte formule vor fi greu de realizat pentru că este un parlament, repet, care nu va putea asigura o guvernare coerentă, omogenă, o guvernare serioasă, care să rezolve marile probleme, care să fie preocupată mai mult de rezolvarea problemelor decât de chestiuni de natură electoralistă. Pe cine vedeți în alianță cu PNL? USR Plus, PMP, mai altcineva? În plan? Când va fi cazul să discutăm despre acest subiect, vom discuta. Dar cu UDMR excludeți o colaborare sau vă gândiți la un plan de negocieri la un moment dat, dacă va fi cazul? În niciun caz nu vom putea sprijini lucruri pe care ei au încercat prin intermediul PSD-ului să le impună. Eu nu pot fi de acord, de exemplu, la codul administrativ cu acceptarea criteriului etnic ca și criteriul de înființare a unităților administrativ-teritoriale. De asemenea, nu pot să fiu de acord cu, practic, desfințarea pragului de 20% care este pentru utilizarea limbilor minorităților în administrație și în justiție. Asta este, în general, un prag care s-a dovedit a fi cât se poate de rezonabil. Mai sunt și alte lucruri. Nu m-am simțit lovit în, cum să spun, în sentimentele profunde datorită atitudinii pe care a avut-o UDMR-ul față de sărbătorirea centenarului. Și la sărbătoria, de exemplu, la Satu Mare. Primarul Satu Mare și președintele Consiliului Județean Satu Mare nu au participat la evenimentele comemorative ale liberării Sădmarului de trupele românești. Deși primarul din acea perioadă care a întâmpinat trupele românești era de etnie maghiară. Adică sunt lucruri peste care greu poți să treci. În măsura în care se poate ajunge la susținerea unui program de guvernare cu orice formațiune politică care să prevadă obiective foarte clare, foarte precise, care să fie asumate de toți participanții, evident că putem să formăm o coaliție. Dar obiectivul Partidului Național Liberal și cel mai important obiectiv care îl avem este să batem PSD. Dar pentru alegerile prezidențiale, aveți în plan o alianță cu USR Plus sau cu PMP pentru susținerea aceluiași candidat Klaus Iohannis? Să spun că pentru noi lucrurile sunt simple. Partidul Național Liberal a luat decizia în Consiliul Național, în unanimitate, să susțină candidatura președintelui Klaus Iohannis pentru al doilea mandat. Am văzut că alții tot au tentative de a pune candidați. Nu poți să le negi dreptul, nu poți să negi dreptul oricărei formațiuni politice de a depune candidați. În fond, asta e democrația. Noi suntem angajați puternic în susținerea președintelui Iohannis și avem garanția că vom câștiga și alegerile prezidențiale alături de președintele Iohannis. Dacă și alte forțe politice vor decide să-l sprijine pe Klaus Iohannis, va fi cu atât mai bine. Credeți că ar fi... Oricum trebuie să câștigăm alegerile prezidențiale, pentru că președintele României a fost totuși garantul democrației, a fost garantul traiectoriei europene a României, a fost omul care într-un fel a salvat imaginea României la nivel european, fiind un lider european recunoscut, apreciat,
un lider european care a putut să mai repare din stricăciunile de imagine pe care le-au provocat guvernele PSD-ALDE de după decembrie 2016. Ca atare, cred că o susținere a președintelui Iohannis și de alte forțe politice ar fi normal. Dar care sunt riscurile dacă vor fi mai mulți candidați de dreapta la prezidențiale? Nu există niciun risc. Oricum, va fi turul 2 între Klaus Iohannis și candidatul actualei coaliții de guvernare și avem convingerea că îi vom bate rău. Susțineți ideea unui candidat unic la primăria capitalei? Ca să, dacă la alegerile locale mai e mai mult de un an de zile. Deocamdată noi suntem în procedura internă de desemnare a candidaților de primari pentru municipiile, reședințe de județ, inclusiv pentru București și pentru sectoarele municipiului București. Noi avem niște personalități ale PNL care sunt înscrise în această competiție internă și deocamdată ne interesează să identificăm candidații, să stabilim cine sunt candidații Partidului Național Liberal. Dacă va fi necesar în anumite municipii să pentru a avea garanția că învingem PSD, să mai facem înțelegeri cu alte forțe politice, lucrul acesta îl vom vedea pe măsură ce se apropie alegeri. Noi deocamdată n-am renunțat la obiectivul nostru de a impune la nivelul Parlamentului schimbarea sistemului de alegere a primarilor. Noi susținem alegerea primarilor cu 50% plus 1, adică, cum se zice, în două tururi, cum e cunoscută, pentru a conferi cu adevărat legitimitate primarilor care conduc comunitățile locale. Vreau să vă întreb despre Curtea Constituțională, care a amânat din nou decizia referitoare la completurile specializate de la Instanța Supremă. Credeți că ar trebui schimbat sistemul de numire al membrilor sau cum am putea evita situații similare în viitor? Și care crezi că va fi decizia? Nu sunt adeptul unor soluții pompieristice de moment în funcție de decizii. Părerea mea e că în România, după ce va pleca această clică adunată în jurul lui Dragnea și Tăriceanu și oamenii îi vor alunga repede, prin votul lor, evident, cred că e nevoie de o dezbatere foarte serioasă privitoare la ce modificări constituționale sunt necesare. Constituția are anumite imperfecțiuni, s-a văzut din practica curentă că au apărut de multe ori situații care au provocat conflicte sau situații care au creat efecte negative asupra diferitelor zone ale societății românești, care și-au izvorul și într-o reglementare fie incompletă, fie contradictorie, fie insuficient de clară în anumite articole din Constituție. Pe mine, de exemplu, mă deranjează faptul că se invocă un articol din Constituție care permite traseismul politic la nivel parlamentar. Din punctul meu de vedere, traseismul politic trebuie să dispară. Și așa cum Partidul Național Liberal în 2006 a interzis traseismul politic prin legea privind statutul aleșilor locali, când eram la putere, nu când eram în opoziție, am interzis traseismul aleșilor locali, la fel trebuie să se întâmple și cu parlamentarii. Nu se poate ca la finalul fiecarei sesiuni parlamentare să ai 20-25% dintre parlamentari care și-au schimbat culoarea politică față de momentul în care au fost aleși. Între parlamentari sau aleșii locali și cetățeni există un contract de reprezentare, care contract de reprezentare este încălcat flagrant în condițiile în care un parlamentar care este ales ca și candidat din partea unui partid se mută la alt partid. Evident, întotdeauna din interese personale, nu din alte motive. Deci suntem pentru interzicerea traseismului politic și multe alte teme privitoare la Constituție cred că trebuie dezbătute. Dar aici e nevoie de o dezbatere amplă, pentru că reușita în modificarea unei Constituții poate fi determinată de măsura în care această set de modificări ale Constituției sunt îmbrățișate de o paletă mai largă de formațiuni politice și formațiuni civice din societate, pentru ca să ai garanția că strece în Parlament unde e nevoie de o majoritate calificată de 2/3 și că strece la un referendum. Pentru că ați văzut foarte clar, în condițiile în care ajungi la un referendum în care cineva, să spun, o parte din spectrul politic boicotează referendumul, întotdeauna ai emoții dacă se întunește cu vorumul de 30%.